Alături de noi, domnul Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene. Breaking news, doamnelor și domnilor, ministrul Boloș tocmai a ieșit din această discuție cu șefa PNRR, doamna Selin Gol. Domnule ministru, mulțumesc pentru intervenția în newsroom. În acest moment, spuneți-ne, a fost scandal mare și în Senatul României, ați stat față în față cu cei de la Comisia Europeană pe acest proiect criticat de Comisie. Ce v-au transmis după ce le-ați pus variantele în față? Acum a fost apreciat că totuși am făcut un prim pas pentru ceea ce înseamnă sustenabilitatea acestui tip de cheltuială cu pensiile speciale. A rămas în discuție încă problema care privește elementele de reformă profundă, cele care se referă la rata de înlocuire a veniturilor și modalitatea de stabilire a bazei de calcul. Le-am spus de asemenea și le-am prezentat reprezentanților Comisiei faptul că modelul românesc de pensii speciale nu este unul distorsionat față de ceea ce există la nivelul Uniunii Europene, că avem acest risc de depopular pe care îl avem real și care este ca urmare a cererilor de pensionare care au fost depuse în ultima perioadă și în final am stabilit că vom avea o întâlnire separată în perioada următoare pentru a conveni de comun acord pașii sau pe care avem de urmat pentru ceea ce înseamnă cheia reformei. Dar cum l-ați explicat, domnule ministru, pentru că am văzut mereu în aceste recomandări pe care Comisia Europeană vi le-a dat că nu înțeleg de ce nu puteți să aplicați acest principiu al contributivității. Și am văzut exact cum dumneavoastră veniți pentru pensiile militare cu acea propunere 65% din ultimele 12 luni, când Comisia a venit cu două variante. Fie 45% din veniturile din ultimele 12 luni sau a doua variantă să se ia în calcul întreaga carieră. Ce le-ați spus exact? Aici este cheia reformei, cea pe care ați menționat-o dumneavoastră. I-ați convins sau nu? Dacă a rămas să avem întâlnire separată pe această problemă și că încă este o problemă în discuție, sigur nu avem încă o variantă finală. Deci nu i-ați convins. E foarte important să fiți sincer, domnule ministru, pentru că dumneavoastră de fiecare dată ați spus lucrurile exact așa cum sunt și ați fost primul care ați spus România să-și asume. Pierdem banii europeni sau mergem... Am precizat acest lucru că încă aceste discuții cu privire la modalitatea de stabilire a bazei de calcul și cea privitoare la fundamentarea ratei de înlocuire a veniturilor, respectiv procentul care se aplică pentru stabilirea pensiei speciale, este încă un subiect deschis cu Comisia Europeană și au apreciat faptul că am făcut pași în ceea ce privește amendamentele care au fost depuse la proiectul de lege privind pensiile speciale și, sigur, aici ușor se va contura o anumită soluție pentru o reformă atât de complexă cum este cea privind pensiile speciale pentru România. Cum le-ați explicat, domnule ministru, acest procent de 15%? Și am venit cu calculele, era foarte clar, de exemplu, pentru pensiile magistraților, pentru că aici sunt cele mai mari pensii. Vorbim de o pensie medie de 21.000, când am spus cea mai mare pensie în plata unui magistrat este de 42.000 de lei. Augustin Lazăr, care a ieșit și pe la 50 de ani la pensie, făcând calculul, acest 15% pare un nimic. Domnule Boloș, da. Un nimic, pentru că rămân pensiile la fel de mari. Vedeți, aici este problema noastră de fond pe care e foarte greu să o explicăm și să o justificăm la Comisie, a discrepanței pe care o avem între sistemul de pensii general și sistemul de pensii special. Aici este, dacă vreți, cheia discuțiilor cu Comisia și am spus care sunt componentele de reformă importante care au rămas încă în discuție cu privire la baza de calcul și rata de înlocuire a veniturilor, pentru că esența reformei
Aceasta înseamnă să avem rate de înlocuire justificate și compatibile cu sistemul de pensii general și o bază de calcul pentru stabilirea pensiei care este raportată la principiul contributivității. Este pe umerii dumneavoastră, domnule ministru, și al guvernului dumneavoastră să luați această decizie. Și lucrurile sunt așa, le-ați pus într-un tale. 3 miliarde de euro sau aceste reforme clare care ar putea duce la pensii mult mai mici. Este o reformă dură, așa cum am spus de fiecare dată. Nu este o reformă simplă pe care trebuie să o facă guvernul României și cu multiple riscuri care trebuie asumate la nivelul guvernului și a coaliției de guvernare și consensul la nivelul coaliției de guvernare există în ceea ce privește stabilirea regulilor de normalitate ca urmare a amendamentelor care au fost depuse. Sigur, amendamente care am văzut, le-am trecut în revistă, nu țin cont de ceea ce a cerut Comisia Europeană. Sigur că am spus și subliniez discuțiile privind baza de calcul și rata de înlocuire a veniturilor încă sunt deschise în relația cu Comisia. A urmat să avem în perioada următoare această întâlnire cu reprezentanții Comisiei pentru a stabili principalele chei de reformă sistemică a pensiilor speciale. Să vedem cu alte cuvinte, sigur, aici trebuie să avem această discuție și să limpezim lucrurile care să fie agreate cu Comisia. Sincer, ministrul Marcel Boloș, spre ce tinde? Dacă nu-i convingeți, pierdem banii și păstrăm forța în armată? Aici nu trebuie să spun eu foarte multe lucruri și să fiu foarte convingător. Aveți un vot. Dar dacă ajungem la un blocaj în ceea ce privește reforma și nu putem să validăm jalonul, nu spun eu, regulamentul Comisiei Europene spune că se suspendă parțial sumele la plată și banii, dacă după 6 luni de zile n-am dus la bun sfârșit ceea ce s-a stabilit, pierdem tot. Acești bani. Mulțumesc. Acest lucru nu-l spune ministrul Marcel Boloș, îl spune de regulamentele Comisiei Europene. Și coaliția trebuie să ia decizia. Mulțumesc, domnule ministru Marcel Boloș, aceasta este realitatea.